Este din categoria sfinților militari, foarte iubiți de ruși, a sfinților militari și militari și diplomați înțelepți. Deci prin asta se aseamănă cu Ștefan cel Mare, bine, sunt și diferențe în sensul că Ștefan cel Mare a purtat mult mai multe războaie și a trăit mai mult, Alexander Nevski a trăit mai puțin și s-a remarcat doar prin două bătălii importante, dar acele au creat istorie. Una dintre ele este ecranizată, prezentată de marele regizor Sergei Eisenstein în filmul omonim Alexander Nevski, un film din 1938, un film care și el a făcut istorie la rândul lui. De fapt, este filmul cel mai cunoscut despre Alexander Nevski, unde, sigur, că, bine, Eisenstein era un regizor genial, dar un regizor ateu și atunci el îl prezintă pe Alexander Nevski doar ca mare voievod, erou civilizator, erou care strânge toată comunitatea rusă la luptă împotriva teutonilor. Dușmanii principali sunt teutoni. Așa, vă mulțumesc că ați sosit. Așa, eu acum le vorbeam un pic despre Sfântul Alexander Nevski. Așa, puneți, nu pe, acolo în state puneți mâncării ca să nu fie pe masa mâncării. Și cafelele sau ce aveți, da. Așa. Încă o asemănare, tot vorbeam de asemănările dintre Alexander Nevski, ca sfânt militar și diplomat în același timp cu Ștefan cel Mare. Bine, ceva între Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân ar fi, deci, dar hai să zicem mai aproape de Ștefan cel Mare, pentru că sabia a fost importantă, definitorie și pentru el. De o parte teutonii, de altă parte erau tătarii, marele imperiu mongolo-tătar, care ataca Rusia, îi umilea pe ruși, însă era prea puternic la ora aceea pentru ca rușii să își permită să meargă asupra lor cu șanse de succes. Și atunci Nevski își estimează forțele și înțelege că va trebui să ducă o politică diplomatică cu marea hoardă, o politică ce a fost dusă timp de sute de ani. În schimb, teutonii, cavalerii teutoni erau mult mai aproape, bine, Nevski, deci el era în zona Pskovului, deci deasupra actualului Sankt Petersburg, care pe atunci nu exista, deci era granița de nord-vest a Rusiei și teutonii reprezentau amenințarea imediată, erau și foarte apropiați, erau și foarte virulenți în a-și impune credința, ceea ce mongolo-tătarii nu făceau, mongolo-tătarii doar jefuiau. Dincolo era vorba de, hai să zicem, un gest de tip imperial, cu toate că nu era vorba de un imperiu, dar teutonii vroiau să schimbe modul de gândire, adică ființa națională prin schimbarea credinței. Jafuri erau oarecum pe planul 2, deci alt tip de civilizație, ca să zicem așa. Bun. Acum e vorba de bătălii câștigate, e vorba de bătălii câștigate cu o armată mult mai mică decât cea a teutonilor, cu ajutor dumnezeiesc. Sunt consemnați, e consemnat în scrierile vremilor ajutorul minunat de la Dumnezeu. Se vedea la un moment dat o oaste cerească care ajuta armata rusă. E vorba de, acum vă povestesc despre bătălia de pe un lac înghețat, care era celebră și care a fost ecranizată de Eisenstein. De asemenea, câțiva călugări primesc binecuvântare din mănăstire pentru a lupta, apropo de lupta chiar și a fețelor monahale, uneori atunci când țara are nevoie de tine și când alții nu sunt, era vorba de consumarea fizică a forțelor terestre, deci nu avea cine să lupte și că au fost câțiva călugări care și-au sfințit viața printr-un astfel de sacrificiu. Bun, deci cam asta este în
mare despre, despre Alexander Nevski. Deci, cum v-am spus, anul trecut Rusia a sărbătorit 300 de ani de la nașterea sa. Eu am reușit să organizez în București un ciclu de filme făcute în Rusia, la Centrul Rus din București, unde vine public român. Am adus câteva filme ale Alexander Nevski și încă câteva filme mai puțin cunoscute, tot numai filme de ficțiune, nu documentare, care îl au ca centru sau se inspiră din viața lui Alexander Nevski. Sigur că interesant era când se va putea vorbi de Nevski ca de un sfânt creștin ortodox și nu doar de un mare voievod. Aproximativ din perioada, un pic înainte de Glasnost, de epoca libertății cuvântului, s-a realizat și un film hagiografic pe care l-am prezentat acolo un pic după anii 90, dar nu vi-l prezint aici, deci se cheamă chiar Viața lui Alexander Nevski, un film destul de bun. Filmul pe care vi-l prezint în rusește se numește Gospodin Veliki Novgorod, adică, bine, rușii aveau un mod de a se adresa, aproape se adresa cetăților medievale cu cuvântul Gospodin, care înseamnă domnul sau stăpânul. Deci nu înseamnă o personificare, dar un fel de, nu evlavie, dar respect profund. Poftiți? Glorificare. Da. Glorificarea faptelor. Nu e vorba de faptele. Evlavie populară. Nu, este vorba de un mod de a respecta în mod profund o cetate. O cetate care are implicit un grad de sfințenie, chiar dacă este vorba de o sfințenie înțeleasă în mod laic. Fiecare cetate avea o zi de întărire, cum se știe. Cuvântul Kremlin, asta înseamnă la ruși, o cetate întărită, deci fiecare cetate medievală își avea Kremlinul său. Filmul pe care vi-l prezint în seara asta, deci acest, eu l-am tradus pur și simplu Novgorod cel Mare, adică sau cetatea Novgorodului, pentru că termenul ăsta, domnul Novgorod, nu sună deloc bine în limba română, adică nu se folosește așa ceva. Deci e făcut în 1984, avem un regizor, Alexei Saltykov, mai puțin cunoscut, dar iată, și un film pe care l-am dezgropat întâmplător cu ocazia cercetărilor pe care le-am făcut anul trecut de a căuta filme despre și culmea că am dezgropat un film bun. Da, un film făcut de un studio care între timp a dispărut, dar cinematografic, adică a fost mai greu de obținut drepturile, până la urmă am reușit, tot grație Centrului Rus din București avem o traducere în limba română, că altfel ne-am fi chinuit și e totuși e un tur de forță să faci lucrul acesta. Așa, bun, filmul este un film de război, deci lucrurile se petrec în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale, și anume în 1941, un an cumplit pentru ruși și pentru Uniunea Sovietică și mai ales în partea de vest a Uniunii Sovietice, care a fost prima măturată de frontul Hitlerii, deci efectiv s-a trecut ca prin brânză, să știe că Stalin nu era pregătit, deci a fost o tragedie pentru zonele respective. Novgorod cel Mare este, cum v-am spus, deasupra San Petersburgului, deci un oraș și foarte puțin apărat și foarte apropiat de granițele cu Germania, adică era foarte ușor de ajuns acolo. Orașul este ocupat de hitleriști, practic rezistența aproape că nu există, bine, o parte dintre, se creează o mică mișcare de rezistență în sensul că o parte din oamenii capabili să lupte fug în zona partizanilor, o zonă foarte, deci un mod foarte riscant de a lupta, că nu aveai arme, nu aveai organizare, mă rog, așa. Ce își propun hitleriștii? Nu aveau ce distruge în Novgorod, nu existau eforturi militare, totuși nu vroiau să radă toată populația. Își propun să distrugă centrul cultural al orașului, pentru că înțeleg că în simbolurile culturale stă inima poporului. Deci ei vor să distrugă acel Kremlin,
cetatea veche și odoarele păstrate în muzeu. Deci ce fac lucrătorii muzeului, deci e vorba de un muzeu de istorie al orașului, un oraș mic, un muzeu care le conținea cam pe toate, încearcă să scoată, să evacueze din muzeu toate lucrurile importante. Oamenii se baricadează într-o biserică, mă rog, știm scenariul clasic, biserica este amenințată de invadatori, de hitleriști, este asaltat acest Kremlin, îi se dă foc și tot hitleriștii doresc să detoneze aceste odoare. În moment când intervin partizanii care își propun să distrugă cu explozibil toată această, adică să distrugă explozibilul de detonare, sigur, punându-și viața în joc pentru acest lucru. Bine, este un scenariu destul de clasic de film de război, foarte bine jucat, în general cu actori puțin cunoscuți, adică nu întâlnim superstaruri, dar foarte bine jucat, mai ales pe scenele de masă, de emoție colectivă, de tensiune. Sunt anumite momente când, cu toate că lucrurile se petreceau în plin ateism, deci 41, când se simte ajutorul minunat al Sfântului Alexander Nevski, care se consideră un patron al zonei. Bine, sunt multe minuni consemnate în hagiografiile ruse ale Sfântului, chiar la moartea lui i s-a, mă rog, apărut un hrisov în mână, deci evlavia populară a existat de la început, în jurul său o altă asemănare cu Ștefan cel Mare, deci secole de evlavie populară și consacrare oficială, desigur, mult mai târziu. Momentele acestea de apariție minunată sunt, știți că sunt destul de riscante în cinema, pentru că nu e greu, ai închis camera, ai deschis-o, ai pus personajul, ai scos personajul, e rățușca, nu e rățușca, bun, dar cine crede? Ei, sunt făcute destul de convingător, este bine și sunt într-adevăr momentele potrivite când Alexander Nevski apare, figură ecvestră, bine, este tipic pentru sfinții militari, cum e și Sfântul Gheorghe. Apropo, chipul din film al lui Alexander Nevski, bine, un tânăr blond, este foarte tare apropiat de imaginea impusă de Sergei Eisenstein. Nu exista portretistică la vremea respectivă, deci suntem înainte de epoca barocă când se mai făcea așa ceva, deci nu a existat niciun portret, așa că prototipul iconografic e cel impus de Eisenstein. Asta este, mă rog, a fost într-adevăr o interpretare foarte bună care a creat istorie și atunci în manualele de istorie putem vedea acest chip pe lângă, știu, diferite statui. Și acest ajutor minunat, cum v-am spus, apare în câteva momente discret, dar convingător și simțim că ajută cetatea pentru că până la urmă să respingă această năvălire din partea hitleriștilor. Și mai sunt niște momente bine speculate și de Eisenstein, un paralelism dintre atentatul teutonilor și cel al nemților hitleriști, adică se simte și că este o anumită continuitate de, să zicem, sânge, rușii simt lucrul acesta. Poate că, deci, mă rog, se oftează, dar se simte că sunt anumite, că uite, vorbeam dușmanul personal al cetății, din păcate sunt anumite momente când aceste, știu eu, elemente malefice care apar între nații, uneori, nu știu, anumite sufluri ale istoriei le fac să explodeze. Din păcate, da, adică, uite, e ca un virus pe care îl păstrăm rezident și din când în când el mai explodează în corpul nostru când se distruge un echilibru. Că altfel noi e normal să-i conținem acest virus, fără ei nu trăim, dar trebuie să existe un echilibru între noi și ei, între sistemul imunitar și așa mai departe. E, și aici este un moment, bine, este bine, a fost intens speculat și de Eisenstein, deci atunci era o perioadă, cu toate că Eisenstein făcuse filmul înainte de conflagrație și chiar nu, mă rog, chiar era în perioada prieteniei dintre Uniunea Sovietică și al treilea Reich, așa. Deci nu exista o intuiție, dar după aceea filmul a fost foarte bine primit, tocmai datorită acestei, să zicem, premoniții cinematografice.
Așa. Și iar acum tot se simte aceeași, hai să zicem, același blestem al istoriei, că apar aceleași conflicte și totuși e, sigur că este vorba de o volută de cam 500 de ani și totuși lucrurile într-un fel se repetă. Sunt anumite secvențe din filmul lui Eisenstein, mă rog, cu care au unor copii de către nemți într-un cuptor de foc, niște scene din acestea foarte dure, care sunt iarăși citate. Ce m-a impresionat pe mine este această fuziune dintre planul istoric al celui de-al doilea război mondial și faptul că rușii atunci mai credeau încă în ajutorul sfinților, cu toate că oficial exista ateism și mulți propovădeau ateismul și totuși ajutorul se simțea, deci exista și în credința lor și înseamnă că totuși l-au și simțit. Bine, au avut curajul și voie să scrie despre el, mă rog, și să ecranizeze despre el, uite, în 88, adică mult mai târziu, dar totuși înseamnă că s-au păstrat niște legende, niște consemnări, niște memorii după care s-a putut scrie și un asemenea scenariu care întotdeauna conține multe elemente de adevăr. Și desigur mi-a plăcut și jocul de bună calitate al actorilor, tensiunea foarte bine susținută și relația asta foarte vie, osmotică dintre prezent și trecut și că uite simțul ăsta că sfinții ne ajută și peste sute de ani și că sunt sfinți protectori al unor regiuni, al unor locuri și uite cum, pentru că știm că sfinții unor popoare care uneori sunt dușmane sunt totuși prieteni în cer, adică suntem convinși că, uite, Sfântul Alexander Nevski e bun prieten și cu Ștefan cel Mare și cu, alții sfinți români, sfinți voievoși, în general cu sfinții militari. Cred că și noi trebuie să ne inspirăm așa de la sfințenia lor pentru a transcede părțile care ne fac, mă rog, ne opun sau care ne aduc în conflict, spre a găsi aceste numitoare comune care sunt și țin de zona spiritului, adică dacă totuși suntem orientați spiritual, le vom găsi cu siguranță. Bine, vă mulțumesc, vizionare plăcută. La sfârșit, mai schimbăm câteva vorbe, dacă doriți. Deci filmul ține aproximativ o oră și jumătate, cât o oră 40, da, o oră și jumătate. Da, bun.